Salutare și bine v-am regăsit la un nou video de data aceasta. Cu macrou. Am văzut piesele astea și nu m-am îndurat. Sunt frumoși, sunt proaspeți, au peste 600 de grame fiecare și dacă tot e postul Crăciunului, mulți postiți. Am zis să haideți să fac două rețete cu macrou, pentru că în weekend, sâmbătă și duminică, și mai sunt zile când este dezlegare la pește, am zis hai să fac două rețete din macrou. Aici am primit un cadouaș, un moș Crăciun, care urează aici un Crăciun fericit de la familia Dumitrache. Mulțumesc tare mult și pentru restul, nu numai pentru Moș Crăciun și pentru urare. Acum, nu vrei să mai stai aici? Te-am deranjat. Ei, lasă că te așez eu imediat înapoi. Haide așa. Acum o să văd, cred că o să fac doi dintre ei, cred că o să-i fac marinați la rece, iar ceilalți șase o să îi fac afumați. Trei o să-i tai într-un fel, trei în altul, pentru că sunt groși și să încerc și stilul plachii, cum fac eu crapul sau alt fel de pești. Macrou de obicei lăsam așa întreg. Acum o să încerc și altceva și pe parcurs o să vedeți cum procedez. Ia să încep eu cu ăștia care trebuie să-i marinez, așa o să-i dau capul jos, o să-i tai pe burtă, o să dau intestinele aici într-o gălătușă, o să-i curăț bine bine. Să lăs să-i spăl la urmă ca să nu fac gălăgie că pornește hidroforul și vă bruiați la urechi. Întâi o să-i tai pe toți. Ia să văd. Deci asta să-l lăs întreg. Să-l lăs așa. Deci e spicat aici pe burtă. Să-i scot și branchii și tot. Să rămână cu tot cu cap, că e frumos când e gata, e afumat și are și capul. Mi se pare că arată pește. Văd că au și icri pe aici. Ia să-i scot eu și branchiile. Am văzut și deci. Așa. Asta să-l tăiem tot așa. Aici pe burtă. Scoatem tot. O să-i curăț eu bine, bine, bine. O să vă arăt la sfârșit cum trebuie să arate ca să nu rămână negreața aia, că aia cam amărăște. Are un pic de amărală și atunci nu dă bine la papil de gustativ. Așa, mai am unul de tăiat tot așa pe partea ventrală, să zic așa. Și restul o să îi despic pe spate. Păi las 3. Să vedem cum o să iasă. De obicei fac peștele care este mare, așa că fiind gros acolo pe spate, dacă îl las și nu îl
deschis și atunci sunt patron de greu. Hai să-i facem pe ăștia, ăștia trei, să-i facem invers, uite așa, aici pe spate. Uite așa. Ia să vedem noi ce am făcut aici. Așa, tot. Uite așa. Uite așa frumos. Parcă frață prietreuș. Scot tot la fel și brachile și intestinile tot. E cam... nu e greu. Că trebuie un pic de grijă, un pic de atenție. Așa. E, o să-i curăț eu frumos tot de piele, țin de tot ce înseamnă pe aici. Lucruri care nu ne sunt folositoare. E un pic mai neplăcut, dar face parte din program, n-am ce face, asta e viața. Așa, și pe ăsta tot la fel. Am nimerit un macrou foarte, foarte bun, proaspăt. Urmează acum să-l spăl și să-l pun pe căprării. Și după aia vă mai arăt ce operațiuni suferă fiecare la rândul lui. După ce am spalat peștiuții, macrou, l-am lăsat un pic aici la scurs. Mi-am pregătit aici un vas cu capac ca să pot să pun macrou care o să fie pentru marinat. Am pregătit aici câteva cepi cu ceapă roșie și patru dintre astelalte albi galbeni, doi morcovi, două lămâi. Aici ce am? Am boabe de enibahar, am mustar, foi de dafin și pipier mozaic. Iar aici am pregătit și oțet. Ăsta este un vin de la familia Dumitrache. Domnule, un vin deosebit. Eu l-am adus aici, am zis că să-l pun la macrou. Dar dacă e așa de bun, nu se știe dacă mai reușesc să mai pun macroul la marinat. Tot câte o gură, câte o gură, poate termin vinul și rămâne macroul nemarinat. Bineînțeles că glumesc. Un vin deosebit. Felicitări pentru producția de anul ăsta. Și acum să trec la treabă, să curăț ceapa, morcovul, lămâile o să le storc, o să tai rondele ăștia doi pești și o să combin toate chestiile astea. Am aici un oțet de miere și miere de albini cu un pic de vin. O să îi pun sare sau o să îi pun un pic de slatină. Celălalt care este pentru fum, o să-l pun să stea un pic în slatină. O să-i mai pun pe el piper, eventual un praf de usturoi. Și o să stea până mâine la condimentele astea. O să-l pun la scurs și pe seară o să-l dau la fum.
După ce am curățit aici ceapa cu morcovul, o să tai aici macrou rondele, deci un centimetru, un centimetru și ceva. Dacă sunt groase, se pătrund, se marinează mai greu. Dacă sunt mai subțiri, ele se marinează ușor. A, uitați-o cum arată, cât e de frumoasă, în secțiuni. Acum o să-l pun un pic într-o slatină, adică o apă sărată, izvorâtă din pământ. Deci noi aici în zonă avem fântâni care, din care luăm slatină. Deci este o apă sărată cu o concentrație cam de 30% la un litru de slatină. Deci avem ca și greutate 1 kg 300. Asta înseamnă deci 1,3 raportul față de apă. Făcând calculul, deci la 100 de litri de la 100 de litri de slatină avem 30 de kg de sare. Deci 30%. Pentru că tot am mai văzut întrebări și am zis că acum să răspund la toate ca să fie clar pentru toată lumea. Bun. Acum o să pun, dar nu o să-l las mult pentru că el mai are ceva sânge și atunci o să albească, o să fac frumos, după care o să-l scurg în timp ce o să tai așa. Deci cam așa e slatina. Un pic mai colorată decât apa. O să pun să stea aici un pic în care nu se poate pune cu, se poate pune cu sare. Ia, deja începe să se sarea să-și facă treaba. Așa, cât stă aici macroul ca să se elibereze de sânge și de alte chestii și să trag un pic de sare. Eu am să tai ceapa. Șterg un pic. O să tai peștișor așa. Să tai rondele și morcovul. Să mai iau o gură de vin. Bun. O să-i stea bine la macrou în vinuțul ăsta, cred că o să se simte ca în mare, în ocean, cum va fi crescut el. Deja slatina mea, vă, că se colorează aici. Cunoaște cum iese din el sângele și se întărește un pic, iese și apa. Uitați să aduc câteva măslinii și un pic de miere de albine, dar aia când o să îl pun la marinat. Acum să aștept să iasă sângele din el. Am pregătit aici o tavă. Acum o să-l îmbălsămesc și pe ăsta, torn aici slatina asta. Nu trebuie multă, pentru că o să-l dau prin ea și după aceea o să-l pun la scurs. Nu o să-l las să stea prea mult în slatină. Stai imediat. Își face treaba slatină.
sarea asta lichidă. Mare binecuvântare o avem noi aici cu fântâna asta de slatină. Acum, da, sarea nu-i scumpă, dar pe vremuri eu cred că chiar că a fost o binecuvântare. Eh, o să-i dau pe toți așa. Să iau altul. Și să-i las să scurgă, pentru că slatina asta e foarte încătrănită, nu-i ca sarea. Intră imediat. Îi mozolesc pe toți așa prin slatină. O să le mai dau și cu piper și cu un praf de usturoi să văd dacă mai am. Și după aia o să-i pun la scurs. În copacul fermecat. Tot am eu copacul care e vestit și toată lumea vrea puieți din el. Numai că dacă ar avea și puieță să aibă pești prin el. Mai glumim și noi ce să facem. Așa, e gata și asta. Îi pun aici la scurs. Îi fac frumos așa pe toți. Numai bine acolo, să vedeți cum a ieșit acolo sângele și cum s-o albit apa. Contează foarte mult lucrul ăsta. Acum, na, fiecare face cum dorește. Ăsta-i sărat? Cred că da, zic și eu, nu știu. Așa, mai am doi și am terminat. Uite, și aici se colorează un pic apa, pentru că oricât ar fi, tot mai are ceva sânge. Se putea pune și un vas mai mare, dar sincer să fiu, mi-a fost lenit, frig afară. Am două canțaroli cu câte 25-30 de litri de slatină, dar e afară și e rece. Și eu sunt îmbrăcat un pic așa de vară, în pantalon scurt, în tricou cu mânică scurtă. Și nu mă mai duc. Dar mă descurc cu asta. E suficient. Iaiță. Măi, și el câteodată mai așa, mai incomod, să zic. Bun. Asta s-o arunc, s-o spăl, las un pic să scurgă și după aia trecem la combinația următoare. Cât stăm acolo la scurs, ăla care e pentru fum, ia uitați aici cum s-o colorează iama asta și nu cred că o dura prea mult timp. El s-a albit, e frumos. O să-l scurg acum de zeama asta și o să fac o altă compoziție în care o să pun, uite, o găzuliță de asta, mai trăiesc, mă, și la temperatura asta. O să-l scurg, să vedem aici cum facem toată compoziția. Am scurs zeama, uitați cât de bine arată, cum s-a albit. Acum, o să facem în felul următor. Luăm paharul ăsta. Opa, Mihai, să nu mă duc, cred că l-ai golit. Așa, o să pun un pahar de oțet dintre ăsta, din miere și miere de albin, cred că are 5 grade, cred. Nu-i ca ăla încătrănit din nou. Pun un pahar de ăsta de oțet. Acum, îl turnăm aici peste macrou. Luăm un pahar de vin dintre ăsta alb. Mai puțin cu o gură pe care o să o beau eu. Și-l turnăm și pe ăsta aici. Eh, și o să mai pun, cred că, încă un pahar de vin. Pentru că atunci când pun morcovul și cu ceapa, o să trebuiască să cuprindă și ea. Deci mai pun aici un pahar de vin. Și mai pun un pahar de oțet. Și am rezolvat treaba. Deci, unul pe unul proporțiile, dar la oțet de 5 grade, ca să ne fie înțeleasă treaba. Mai parcă am știut. Așa. Acum, fiecare după gust, poate să-i mai pună sare, să-i mai pună ce mai vrea. Important este să fie aciditatea care nu permite peștului să altereze. Aici așa, câteva boabe de muștar o să pun, nu multe, așa, piper boabe dintre ăsta mozaic, ăsta merge, nu-i nicio problemă,
Așa, oricum se lasă la fund. Câteva foi de dafin. Nu multe. Doar să pun, eu știu eu, 2-3. Așa. Câteva boabe de Yemi Bahar. Nu multe. Ce mai avem de pus? Piper am pus. Ia să tai eu și lămâile. În două și să le storc. Așa. Ia să o tai și pe asaltă. Așa. Să mă clătesc. Bun. Acum. Ca să fie un dulce acrișor, ia să-i punem noi și un pic de miere de albini. Cred că e suficient. Las că-l mai gust eu după aia. Acum, ce fac aici? Trebuie să... O ling. Când am și face altceva. Îi dau o ling aici. Aha. O, dar ce bun e și dulce. Bun. Acum mi-ar trebui mie o lingură ceva. Ca să pot să omogenizez aici toată compoziția. Dar să punem noi aici și morcovul. Și cu ceapa. Tot. Și după aia o să învârt aici, o să omogenizez. Ei, de ce am pus așa? Pentru că 2-3 zile trebuie învârtit, trebuie amestecat și văzut mai completat. O săricică, un oțet, un vin, ceva dulce, un zahăr, ceea ce doriți fiecare. Cam așa arată macrou amestecat, omogenizat aici. Cu ceapa, cu foi de dafin, cu piper, cu Yemi Bahar, cu muștar, se poate pune usturoi, ce vreți aia puneți. E, nu rămâne decât să îi pun capacul și să o dau la rece. În fiecare zi, timp de 2-3 zile, poate chiar și 4, trebuie ușor amestecat ca să nu strivim bucățele de macrou. Și cam la 3 zile este numai bun de consumat. Acum să trec la celălalt care trebuie să-l pun la scurs pentru pastramă. Acum să pregătim și macroul ăsta care e pentru fum. Odată ce i-am dat slatină, o să-i mai dau un praf de piper. Nu unii place cu piper și cu un pic de usturoi. Folosim usturoi dintre ăsta praf, că e mai comod. Chiar dacă mai avea ceva prin el, conservanți chimicale, dar mi se pare mai comod. Da, să facem un moșdei, să-l punem, să-l strecurăm, tot treabă. Aranjăm așa frumos și după ce va sta noaptea asta la așa în tavă, mâine dimineață, o să fie, îl filmez iarăși într-un copac, numai să nu plouă. Dar găsesc eu o variantă, mie aici îți descurpă, nu-i problemă. Tot agățat o să-l vedeți. Și după cum o să se scurgă, o să fac focul la fumătoare, o să-l facem, o să-l facem imediat. Și să-l degustăm și cu un vin dintre ăsta alb, e doar nebunie, e curat. Așa. Acum sunt curios să văd ăla care-i tăiat așa pe spate, cum o să se... Uite cum mă iese sângele din ele. Da, el a fost proaspăt și nu a avut timp să se coaguleze sângele, să devină cumva coagulat și să stea acolo. Deci el încă lucrează. Mișcă celulele sângelui. Ar fac frumos tot. Și aici parcă i-am dat. Nu știu dacă i-am dat. Mai dau o dată. Ce e mult, e bun. Nu strică. E bine. Da. Așa, să-i fac și pe ăștia la zdoi, rapid, frumos, ca să nu vă plictisesc. Oricum,
Eu mă uit acolo în YouTube Studio și văd cam cât se stă pe video. De asta apar și întrebări. M-a amuzat o chestie, zice, dar când faceți un filmuleț, cum se prepară cătina? Dar de fapt și de drept, dacă stătea și se uita până la urmă, vedea și cum am servit-o și cu ce am amestecat-o. Un alt comentariu că, zice, merge și un pic de tinctură de propolis, dar ceea ce am și specificat, da, eu unul, când nu văd ceva până la capăt, mă abțin. Ei, în momentul când am văzut tot și, într-adevăr, nu am găsit ceea ce mă interesează, atunci da, întreb. Dar în momentul în care nu ați văzut până la capăt, vă rog eu frumos, încercați să vedeți videoclipul până la capăt, pentru că nu pot să stau chiar să răspund la toate întrebările, mai ales de genul la care deja le-am dat răspuns. Cu scuzele de rigoare, dacă am deranjat pe cineva, dar fiți înțelegători, pentru că nu este nici simplu, dar nici complicat. Dar dacă tot am făcut un lucru, n-are rost să mă explic încă o dată. Bun, am terminat și cu teoria și cu morala. Cam așa arată macroul care e pregătit pentru fum. Nu rămâne decât să las în seara asta la răcoare, iar mâine la scurs și la fum. S-a făcut și dimineață. Vremea este, după cum vedeți, e ceață, burează. Acum o să caut 6 cârligașe ca să pot să agăț pește în copac, nu? Că așa v-am învățat. După cum am promis, am pus aici cârliguțele, i-am agățat. Asta este pinul. Asta face numai macrou. Și o să mai văd ce mai face dacă e sezonul acum. Oricum trebuie să mai facă el ceva. O să stea aici. Eu știu eu, o oră, două. Sper să nu înceapă să plouă. Că cam toată noaptea s-o auzit cum picură, să fac focul și când îi fierbinte, pentru că ăsta o să-l dau la un foc, la un fum fierbinte, să pătrundă bine. Atunci o să-l bag, să-l tratez termic un pic. Focul arde, aștept să se înfierbinte afumătoarea bine ca să pot să pun macrou în ea. Am pus aici două speteze de astea de rami, dacă tot e afumătoarea asta stup, se potrivește perfect cu magazinii. Aici deasupra am pus macrou, după cum vedeți așa în cârligii, o să vedem cum evoluează. Foc cu lemn de cireș, în rest căldură parfumată și să vedem cum evoluează. Focul încă mai arde. Într-o fază intermediară, să vă arăt macrou. L-am pus aici pe grătar ca să nu se rupă. Uitați cum arată. Nu mai durează mult și o să îl scot și o să-l degust. Deja arată apetisant. În timp ce macrou stă la fum, ala care a fost destinat fumului, mi-am adus aminte aici de cel marinat. Ia uitați-l cum arată, a stat la rece, cred că la 2-3 grade. Se poate pune și la frigider, dar acum este frig afară. Și acum ar trebui să îl întorc așa un pic, cu grijă ca să nu sfărmăm bucățele de macrou. Peste 2-3 zile se poate consuma. Am să gust un pic și din zeama asta, e să văd eu. E acră, e dulce, e sărată, e piparată, are toate...
Păi, e foarte bună. O să îl învârt așa pe tot. Poate că el este cuprins, dar e bine să... E bine să-l învârt. Asta peste două zile este numai bun de mâncat. Deci cu asta am încheiat. Ați înțeles cum stau lucrurile și cam cum procedez eu. Deci, asta este macroul marinat. Bine că acum trebuie să mai stea, nu pot să-l consum. Așa se poate gusta din el, dar nu are rost. Ia să mai gust un pic din ziua asta, să văd dacă mi-e trebuie adăugat ceva. Dulce, aprișor, sărat, piparat, are toate. Pune la loc, dăm la reci. Mâine iarăși și apoi mâine putem să gustăm din el. Cam așa arată macrou afumat la cald. Uitați-l cum este. Rumenit, rumen, frumos, rumen. Alături de un vin alb de la familia Dumitrache, de la Maimizel, aveți un vin deosebit. Vă felicit! Exact așa cum îmi place mie dulce, un demi dulce. Alături de macroul ăsta am, uitați cum arată acolo pe coloană, ăsta care a fost întreg, s-a desfăcut efectiv, dacă mai lăsam un pic, pocnea tot. Eu vă urez succes celor care doriți să încercați rețeta. Dacă nu aveți posibilitatea să-l afumați, măcar rețeta care este cu macrou marinat. Spor la lucru. Vă urez multă sănătate. Să ne vedem cu bine. La revedere!